Da, foarte mare, ținând cont că spuneam după 11 jocuri în care n-am câștigat. În cauza asta s-a văzut probabil și trase sau frica de a câștiga. Am început foarte bine jocul, din păcate l-am continuat destul de prost. Și e bine că am terminat cu victorie, pentru că avem nevoie ca de aia de cine trebuie. Sper să fie semnalul unei descătușări, pentru că astăzi în multe momente am arătat că ne-i frică să câștigăm. În orice caz vreau să felicit toți cei care au fost în teren, cei care au stat pe bancă, oamenii din jurul clubului care au crezut, pentru că toată energia lor probabil s-a transmis echipe și este victoria echipei, staff-ului, conducerii, publicului, a Botoșanului. Câți ani ai învățat? Ce spun noi, nu mai contează după ce câștigi un asemenea joc, nici nu mai contează cât am îmbătrânit, important este să trăiesc o sută. Așa, dintre jucătorii străini, cine te-a mulțumit? Nu, nu vreau să fac și nici nu să fac vreodată remarcări individuale, nici măcar reproșuri individuale. Sunt problemele noastre de vestiar. Le vom pune la punct, sperăm, termina la fi. Da, sunt la parametrii normal, jucătorii străini au reușit să Nu toți. Încă este grav. Unii au doar 3 săptămâni de când sunt cu echipa, am dat seama, adaptarea e destul de dificilă. Am spus, astăzi cel mai mare câștig în cele 3 luni. Restul, mai avem mult de muncă. Trebuie să înțelegem că mai sunt încă 13 jocuri, cel puțin mai la fel de importante ca cel de astăzi. N-avem voie în niciun moment să ne lansăm. Ne dăm seama că în continuare avem foarte multă muncă. Sperăm ca la final să fim bucuroși, respectiv să jucăm și la anul pe prima scenă. În 80-85, când se pasa mult la jumătatea terenului, mai credea să te îmbătă? Am crezut în orice moment, vă dați seama, pentru că eu am crezut că jocul de pasă ne poate aduce, știu eu, în poziția de a marca. Da? E adevărat, mai avem un număr mare. Cum a știți cum e. Am suferit, dar e bine că am câștigat. Meciul a fost unul din lucrurile de Liga 1 sau Liga 1? Adică au arătat Fece Botoșani și Fece Brașov că merită să mă Liga 1. Mi-a spus o întrebare grea. Dar dacă aș fi obiectiv, v-aș spune că nu. Subiectiv fiind, ce pot să spun? Sigur, avem jocuri și jocuri. Avem jocuri în care sunt de nivelul primei ligi, altele mai puțin. Este o mare încrâncenare, au jucat două echipe care sunt în partea de jos a clasamentului. Joacă cu spectrul ăsta al retrogradării, este multă tensiune, multă încrâncenare și atunci automat spectacolul se întoarce lipsește. Este clar că n-am arătat ceea ce îmi doresc eu în această echipă. Sper cât mai rapid, pentru că și integrarea străinilor este destul de dificilă. Vorbim multe limbi, dar i-am adus ca să ridice nivelul. Să sperăm că o să o facă. Să-i vorba priceput limba cel mai bine. Da, sigur, el a fost important că a fost acolo, de asta l-am adus, este un jucător cu multă experiență, marcator pe unde a fost, de asta l-am adus. Avem nevoie de aportul fiecare, nu numai de-a lui, dar tot pe compun lor. Mulțumesc și